FC Botoșani va primi sâmbătă vizita formației Concordia Chiajna într-un meci contând pentru etapa a treia a play-out-ului Ligii I la fotbal. Partida se va disputa sâmbătă pe 19 martie de la ora 18. După egalul de etapa trecută, roșalbalbaștri speră să obțină toate cele 3 puncte puse în joc și să urce măcar o poziție în clasament. Înaintea acestei etape, FC Botoșani se află pe poziția a 4-a clasamentului cu 17 puncte, în timp ce Concordia ocupă locul 6 cu 13 puncte. În ultima partidă în care cele două formații s-au întâlnit, botoșănenii au câștigat la scor cu 5-1, au învins elevii Cristi Pusai echipa Concordia Chiajna în ultima partidă oficială disputată la finele anului 2015. Și de această dată, jucătorii botoșăneni mizează pe susținerea suporterilor pe care îi așteaptă pe municipal într-un număr cât mai mare.